Întreb altfel, dacă guvernul nu alocă bani, referendumul are loc sau nu are loc? Fără bani, eu cred că nu este posibil de organizat o asemenea exercițiu. E vorba de 71 de milioane de lei. E vorba de angajarea aproximativ 25.000 de oameni în activități. Deci dacă oamenii din start vor ști că bani nu sunt, eu am dubii dacă acești oameni vor fi binevoitori să iasă la serviciu, toți. Probabil o bună parte vor fi de acord să facă un anumit voluntariat care nu este iarăși prevăzut de lege. Noi trebuie să plătim oamenii pentru munca care o fac. Șeful statului vorbea despre faptul că președinția țării, clădirea, va fi reparată de către turci. Așa. E posibil, la modul practic, tot șeful statului să asigure achitarea acestor 70 de lei? Nu, pentru că legea prevede expres că cheltuielile necesare pentru alegeri se acoperă exclusiv din bugetul de stat. Vreau să vă atrag